Este următorul. Echipa roșie, 4 puncte. Cu felicitări. Mulțumim. Felicitări. Mulțumim. Echipa albastră, 7 puncte. Și echipa verde, 10 puncte. Asta înseamnă că voi, echipa verde, ați câștigat cei 5.000 de ron. Felicitări. Felicitări tuturor pentru că ați luptat cinstit și s-a văzut cât de mult v-ați dorit să fiți pe primul loc. Toți meritați, dar este o primă probă de genul acesta. Vor mai fi multe altele pe parcursul atâtor luni care ne așteaptă. Atenție, dragi câștigători ai probelor. Echipa verde, ați câștigat 5.000 de lei. Și trebuie să-i cheltuiți, dacă vă doriți, doar 10% din acești bani pentru a merge la cumpărături, shopping. Da. Ce vreți voi? Restul banilor rămânând în seiful marelui premiu, în seiful echipei, echipei voastre, da? Sau, dacă poate veți aduna mai mulți bani în timp, iar acei 10% vor reprezenta o sumă mai mare. Nu. Și când veți dori să cheltuiți, vor însemna niște bani. Voi decideți. Sau mai aveți o opțiune. Ori cheltuiți 10% din bani pe cumpărături. Și veți merge la cumpărături într-una dintre zile, toți. Da. Ori, ia uzi. Ori, puteți să nu cheltuiți niciun ban acum, îi puneți la pușculiță. Nu. Și duminică, împreună cu toți ceilalți concurenți din toată casa, în casă, veți putea viziona un film la alegerea voastră cu popcorn. Nu. Mergem la shopping! Ce vreți? Asta e un shopping de 10%! Dați puțin! Voi ați înțeles că doar 10%, adică 500 de lei! Pentru toți! Adică 5 milioane de lei vechi! Hei, echipa verde! Voi alegeți numai să ieșiți la shopping, nu? Da! Chiar dacă nu vă cumpărați mare lucru, numai să ieșiți! Da! Deci nu vreți film cu toată casa! Deci nu vreți să le dați restului de concurenți popcorn și suc? Nu, îmi pare rău. Nu vrem noi. La sânge. Am muncit pentru asta. Normal. Exact. Cine ar fi? Era să moară un peștișor pentru asta. A, Diana, te rugăm frumos. Te rugăm frumos, nu te mai căina că te-am văzut. Deci alegeți varianta să cheltuiți 10% din ei cât de repede se poate. La shopping. Da. Sunteți siguri? Da. Echipa voastră este formată din toți cei de pe canapeaua aceea? Da. 2, 4, 6, 8. Împarte 500 de ron la 8 și vezi cu cât mai rămâi. O, dar ciocolată. Las băieții. O șosetă. Eu nu voi merge, voi lăsa băieții să meargă. Doamna Mirela, dar nu putem merge să ne jucăm, să mâncăm? Trebuie neapărat să ne cumpărăm ceva, haine sau... Habar n-am, uitam să mă interesez. Adică prin mor să faceți voi ce vreți din banii. Sau ce dacă băieții bugetul se... Sunt banii voștri, faceți ce vreți din ei. Bine? Mâncăm. Dar vreau să vă decideți. Deci, decizia voastră este... Da. Fiți atenți, fița verde. Câștigă 5.000 de ron și ce vor face cu ei? Adică... Vor merge în mall. Mall. Doar 10% din această sumă. Da. Ce veți face în mall? Mergem la film și mâncăm câte un sandwich. Sau câte un gumot. Totuși mergem la film cu toții. Nu știu dacă mergeți la film, poate faceți altceva. Nu știu dacă asta la vrem, film. Asta ne-am decis cu toții. Mergem în mall. Oricum, speram. A meritat lupta asta? A meritat premiul în sine sau mai mult orgoliul vostru că trebuie să fiți câștigători? În primul și în primul rând, nu era vorba despre bani, era vorba despre orgoliu meu, în primul rând, de câștigător. Îmi doream să câștig cu orice preț, ca și într-un război. Deci chiar dacă murea peștișorul. Nu, a meritat. V-am mai spus cu peștișorul și cu... Astea-s povești. Peștișorul n-ar fi trăit 12 luni. Noi poate 12 luni n-am mai fi ieșit afară din casă. Exact. Ce că peștișorul n-ar mai fi trăit 12 luni. Putea să moară el așa de frig sau... De frică. Plecă.